Bună dimineața, bun găsit la Daily Briefing. Claudiu Cazacu sunt și mă bucur să ne reauzim. Pentru moneda unică europeană a fost un traseu destul de sinuos în ultimele ședințe. Am mers spre 1.31, am alunecat sub 1.30 și acum ne căutăm un nivel de echilibru. Lovitura a fost administrată în ședința de ieri prin filonul așteptărilor legate de politica monetară a Fed, revizuite în sens pozitiv după ce cererile de ajutoare de șomaj au scăzut la 339.000. O cifră consistentă cu o revenire a pieței muncii, ce ar putea face ca luna martie să pară o lună neobișnuită, o lună izolată, în ceea ce privește raportul non-farm payrolls. Vom vedea însă dacă acest lucru se validează la raportările de la începutul lunii viitoare. Însă, în orice caz, pentru balanța destul de echilibrată, care înclina doar ușor în favoarea monedei unice, a fost o lovitură de proporții. Moneda unică a pierdut teren semnificativ, corectând poate un elan de entuziasm ușor exagerat. Avem un echilibru în momentul de față în zona 1.30-1.30-30, care ar putea fi modificat fie în următoarele 10-15 minute după publicarea datelor Băncii Centrale Europene, în ceea ce privește masa monetară în trei, dar mai ales în ceea ce privește depozitele băncilor în zona euro și efectul pe care l-a avut, de fapt, criza cipriotă. Vom putea vedea câte capitaluri au fost retrase și ce s-a întâmplat cu capitalurile din Cipru înaintea impunerii acelei vacanțe bancare și apoi a restructurării principalelor două bănci ale țării. Date care să ateste o retragere semnificativă de capitaluri ar fi negative pentru moneda unică. Cu toate acestea, din punctul nostru de vedere, nu este scenariul de bază. Mai probabil ar fi să vedem o valoare în zona așteptărilor care să permită o evoluție tehnică ce deocamdată pare a fi una lejer constructivă pentru moneda unică, dar raportul BC vine în câteva minute. Un al doilea element însă și mai important este cel al raportării de la ora 3:30, valoarea preliminară a PIB-ului în primul trimestru al anului, între 3 și 3,1% sunt așteptările. Din punctul nostru de vedere, ar fi o surpriză pozitivă să vedem chiar acest 3% atins. O valoare mai realistă ar fi undeva sub 3%, poate în zona 2,7-2,8%. Date însă raportate astfel la 3% ar fi, credem noi, constructive pentru dolarul american. De asemenea, 5 fără 5 avem indicele revizuite de încredere a consumatorilor al University of Michigan, de obicei cu un impact mai scăzut decât prima publicare. Valoarea e așteptată să fie în ușoară creștere la 73,3 și acesta un element de impact. Aici prognoza mai dificilă, nu avem o opinie mult diferită față de piață. În Europa există continuarea tentative de a forma un guvern în Italia. O mică piedică s-a evitat astăzi, dar credem că până la urmă sunt șanse să fie depășită. Pe de altă parte, există un element de influență pozitivă și anume informațiile despre un discurs al premierului spaniol, Mariano Rajoy, care ar urma să fie de data aceasta mai puțin de partea austerității și mai mult de partea creșterii. Credem că și vestea destul de gravă a creșterii șomajului peste 27% a înclinat, a înduplecat până la urmă guvernul spaniol să schimbe atitudinea. E poate natural să fie relaxată austeritatea, fiindcă altfel se intră într-o spirală descendentă din care e foarte greu de ieșit. Astfel, fundamental și chiar tehnic, există o lejeră posibilitate mai degrabă constructivă pentru moneda unică, mai ales dacă închidem aurii peste 1.30-36. La ce ne putem gândi atunci? Ne putem gândi, credem noi, la zona
la rezistența de la 1,3093 ca o zonă foarte importantă. Până atunci s-ar trebui să ne raportăm fie la un set de retrageri pe acest impuls descendent, și aici 77 este un nivel rezonabil, mai ales că el cade destul de frumos pe niște niveluri relevante în istoricul recent, fie să ne gândim la o regiune în zona 1,3076. Destul de dificil de alege un nivel precis. Eu aș merge mai degrabă pe 1,3062 în cazul unei închideri peste 1,3036, lăsând ca nivel important pe traseu ascendent acest 1,3093. Abia depășirea sa ne-ar putea duce din nou pe o mișcare pozitivă mai importantă. Lira sterlină s-a așezat ieri pe o evoluție laterală, după un raliu foarte puternic generat de o surpriză și pentru noi și pentru piețe, având în vedere comportamentul lor anterior. PIB-ul a crescut la 0,3%, deci mult, mult mai bine decât ar fi fost de anticipat. S-a evitat o triplă recesiune și deci și speranțele pentru politică monetară și mai relaxată, care să lezeze lira, au fost diminuate. Deci, efecte pozitive pentru lira sterlină, o consolidare în range. Lucrurile arată rău doar dacă închidem sub 54,25, atunci putem să ne gândim chiar la întreg acest segment de consolidare, undeva spre 53,79 ca și suport, iar o țintă intermediară ar fi la 54,02. Dar scenariul principal rămâne cel mai degrabă constructiv. O spargere la 54,71 ne-ar putea duce ne-ar putea duce în zona, ce scuze, în zona 54, 94. Jumătatea range-ului de consolidare, următorul nivel fiind la 55, 17. În Japonia, un yen ceva mai puternic, nu am avut informații noi din partea băncii centrale, au fost păstrați parametrii curenți, iar Japonia se confruntă în continuare cu deflație, mai mare la nivel național, mai mică în regiunea Tokyo, dar totuși o problemă serioasă care nu va putea fi depășită foarte curând. Țintele de inflație ale băncii centrale de a atinge 2% până în 2015-2016 par a fi destul de optimiste și am avut această corecție vizibilă deci și pe euro-yen și pe USD-JPY. Rămân valabile palierele mai vechi, 128-29, 128-56, 128-75 pe interval H1. Din punctul nostru de vedere, ca imagine largă, ar fi frumos ca lucrurile să revină spre jumătatea range-ului, spre 129. Nu ne formulăm încă o opinie clară legată de spargerea într-o direcție sau într-alta acestui range mai larg, între 127,91 și 129,73. Există și argumente pentru vânzători, credem, mai clare decât în ședințele anterioare. Lucrurile acestea depind, credem, de ce se întâmplă în această după-amiază. Deci 129, un nivel important pe termen scurt, 128-75 ar putea fi, credem noi, retestat. Observați o piață destul de fluctuantă și destul de incertă, cu variații rapide de câteva zeci de puncte. Tehnicile recomandate sunt cele de tranzacționare în range și nu cele pe tren. Yenul japonez în fața dolarului american s-a întărit. Am avut o spargere clară în această sesiune asiatică după datele de inflație și ulterior după decizia băncii centrale, care până la urmă se pare că a dezamăgit, deși era puțin nenatural să se anunțe o nouă injecție sau o nouă măsură importantă. Yenul s-a întărit până în zona 98-56, dar aici a înregistrat oarece dificultăți. Credem că astfel USD JPY au o șansă constructivă pe termen scurt,
Dar chiar dacă merge spre 98-97, este de văzut dacă există și forța pentru a depăși acest palier. Există astfel un nivel de rezistență puternică la 98-97, urmat de vechiul 99-30, care ni se pare în continuare relevant, și de linia de trend descendent. Probabil că există mai degrabă o șansă pozitivă pe termen scurt, dar nu am fi surprins să vedem în ședința de astăzi și alunecări sub 98-56, poate în a doua parte, undeva spre 98-20, apoi zona 98 ar putea fi vizată. Piețele de capital, să începem cu cea americană, sunt în continuare destul de entuziaste. Pentru US 30, observați, retrage de 70,7 pune probleme și asta înseamnă că astăzi putem să rămânem atenți la zona 14.696 și credem că o închidere, mai ales că e vorba de final de săptămână, o închidere în acest fel nu ar fi una foarte, foarte avantajoasă. Am putea asista deci la corecții în săptămâna viitoare dacă închiderea se face într-o zonă de slăbiciune cum este acum. Într-un interval mai restrâns, există o șansă pozitivă, credem, dacă ne menținem deasupra acestui nivel important de la 14.609 puncte. Deci chiar și dacă alunecăm 20-30 de puncte mai jos, nu e mare problemă, câtă vreme nu închidem sub 14.609. Dacă acest lucru se petrece, am putea asista la scăderi suplimentare și în această logică ne-am putea gândi, credem, chiar și la regiunea 14.546, în această zonă de maxime locale anterioare. Dacă mergem pe retragere Fibonacci, dar am încărcat graficul, obține probabil un nivel similar jumătății impulsului ascendent tot în această regiune. Deci 14.549 ca nivel de suport important. În Germania, aici există o anumită rezervă după un pattern de tip dark cloud cover în orele trecute. Credem că spargerea liniei de trend este destul de importantă. Mai avem însă niște bariere, 7874 și apoi acest vârf local de la 7896. Piețele de capital europene se mențin deocamdată entuziaste, însă este o situație ce se poate schimba destul de rapid. Și în mod ușor diferit față de logica naturală, credem că date bune din Statele Unite astăzi ar putea fi interpretate mai degrabă negativ pentru piața de capital, fiindcă ar diminua șansele de sprijin din partea băncilor centrale. Deci 7874 rezistența cea mai importantă. Pe termen scurt, o anumită aglomerare aici nu e încă semnal de întoarcere foarte clar, dar ar putea fi dacă nu reușim să mergem peste 7847 în ora aceasta sau ora următoare, caz în care 7800, 7763, 7742 ar fi vizate de către piețe. Aurul, după ce a mers nu doar peste 1430, ci peste 1457 și 1488, am avut și informații legate de băncile centrale care au continuat achizițiile în ultimele luni, dar și un interes de ajustare a pozițiilor după scăderile masive, acei bargain hunters care încearcă să intre la cotații mai reduse, sunt prezenți în piață. Ei bine, retragerea de 61 a fost totuși prea mult, un palier prea dificil de depășit la 1488 și alunecăm spre baza canalului de trend. Cel schițat de noi s-a dovedit a fi unul destul de util, iar acum mergem poate spre 1443 dacă spargem acest 1457. Credem că nu este deloc exclus. Și chiar tehnic pe un grafic daily, observați, destul de frumos arată această ieșire prin zona inferioară a canalului de trend, apoi o revenire și ulterior un pattern de tip shooting star care nu ar fi neapărat
un semn bun pentru acest instrument. Deci o închidere, chiar dacă astăzi nu am ajunge sub 1457, ceea ce e discutabil, totuși o închidere în acest fel ar fi un semnal negativ. Cumpărătorul ar avea șanse doar dacă ar împinge cotațiile spre final ședinței măcar peste 1475. Deci, atenție pe termen scurt la ipoteza descendentă. Pentru prețul petrolului, direcția descendentă nu a fost urmată, nu s-a pus problema de a merge măcar înspre nivelul de suport important de la 99,79. Am mers în sus, 102,47, 103,29, iar acum suntem pe o zonă corectivă. 102,47 este nivelul de suport de urmărit. Încrederea legată de economie a fost argumentul principal al cumpărătorilor. Credeam că va fi nevoie ca petrolul să-și ia un pic de lan mai întâi printr-o retragere. Acest lucru nu s-a petrecut și mișcările au fost dominate de cumpărători. Există și preocupări legate de estimări pentru o ofertă mai scăzută. Poate să fie vorba de un scenariu care se confirmă sau nu. În orice caz, nivelul de 103,29, destul de relevant, nu a fost, din punctul nostru de vedere, penetrat hotărător. Suntem de aici expuși unor minime corecții. Ca să luăm un instrument mai sigur și destul de eficient, ne putem gândi la această corecție și putem alege să devenim mai rezervați în privința petrolului dacă avem o închidere măcar pe un grafic hourly sub acest 102,67. Suporturile următoare ar fi 102,47, 102,20 și apoi zona 101,30 înainte chiar de acest 101,29. Pe termen scurt, vedem mai degrabă riscuri descendente, dar semnalul ar fi mai clar dacă am închide sub 102,67. Văd că există o solicitare legată de US30. Noi am discutat deja, dar pentru clarificare, 14.609, unul dintre nivelurile cele mai importante în cadrul acțiunii prețului de astăzi. Apoi, un suport intermediar ar putea fi 593 și apoi credem că ținta de la 549 ar fi una dintre cele mai relevante. În sens ascendent, 696 și apoi vârful local de la 709. Asta dacă ne referim doar la ziua de astăzi, dar eu cred că este cel puțin la fel de interesant să ne uităm pe un grafic daily și să vedem aici dacă închiderea se face sub zona de la 14.700, chiar și în zona 14.650 ar fi un indiciu nu tocmai favorabil acestui instrument. Să ne uităm puțin pe Euroron, care este în continuare într-o tendință descendentă. Un trend care ne-a împins sub nivel de 4,34, 4,33,50 nu este chiar un nivel de suport extrem de relevant. 4,32,60 este nivelul pe care îl urmărim. Apropierea sărbătorilor poate reprezenta un factor sezonier favorabil, cum de altfel și mediul global destul de relaxat în privința riscurilor permite operațiuni de tip carry trade pe leu. Ne așteptăm ca aceste evoluții să fie marginal constructive și în ședința de astăzi. Poate că cu ajustare inițială înspre dincolo de nivelul de 4,34, însă trendul este în continuare în vigoare. Ne-am manifestat surprinderea, însă dacă am merge puternic și hotărât, fie astăzi, fie în primele zile ale săptămânii viitoare, sub 4,32,60, atunci am vedea 4,31,51 ușor de atins. Dar deja e posibil ca riscurile să devină mai largi odată ce ne apropiem de acest 4,32,60.
Ca evenimente importante astăzi, reiau ideea PIB-ului american de la 3,5%. Piețele deocamdată au interpretat destul de relaxate datele venite din zona euro, ceea ce înseamnă că ele nu surprind informații mai slabe decât s-ar fi așteptat piețele. Am văzut totuși o masă monetară M3 sub așteptări, iar euro se menține destul de în regulă, ceea ce înseamnă că datele privind depozitele despre care discutam în ipoteza noastră deja prezentată nu au fost atât de dezamăgitoare pe cât văzusem anumite rapoarte anticipative. Mulțumesc pentru atenție și în continuare să aveți parte de o ședință cât mai plăcută și mai profitabilă. Numai bine, la revedere!